Un pastor a murit după ce a încercat să urmeze postul de 40 de zile, despre care se spune în Biblie că l-a urmat Isus. Bărbatul nu a mâncat și nu a băut apă, ajungând într-o stare de anemie care a dus în cele din urmă moartea. Fondatorul Bisericii Evanghelice a murit într-un spital din orașul Beira, unde a ajuns în stare critică. După 25 de zile fără mâncare sau apă, slăbise până la punctul în care nu se mai putea ridica în picioare. Avea 39 de ani. El a fost transportat la spital la insistențele rudelor și adepților. Pastorul a fost diagnosticat cu anemia acută și insuficiența organelor digestive. A fost rehidratat cu seruri și s-a încercat introducerea alimentelor lichide, dar a fost prea târziu pentru el. Membrii bisericii au spus că este un lucru obișnuit ca pastorul și discipolii săi să postească, dar nu pentru atât de mult timp. Reprezentanții bisericii au spus că pastorul a continuat să postească în ciuda avertizmentelor medicilor. Adevărul este că fratele meu a suferit de tensiune arterială scăzută, a spus el. Nu este primul raport al unei astfel de încercări mortale de a imita postul de 40 de zile al lui Hristos în deșert, așa cum este descris în Evanghelia după Matei. În 2015, un bărbat a murit după 30 de zile, a declarat presa locală. În 2006, un legist britanic a descoperit că o femeie a murit la jumătatea unui post similar la Londra. Relatează Digi24.ro.